Grădina mea, 31 mai, aproape tot este plantat. Aici este lăsat o parcelă liberă, deoarece în zona asta vom începe șantierul pentru o casă. Va fi o zonă unde vom depozita materialele. Zona din spate va fi zonă verde cu iarbă. Ce priveliște frumoase! În spate plouă în munți. Totul este frumos verde. E verde și grădina mea. Este mulcit cu paie și cu lână pe poteci. Jos este o zonă. Pe potecă este pus carton. O să fie pus lână când primesc. Acum plantez varza, varza cale, conopidă, sper să crească frumos. Este o perioadă ploioasă, am ieșit în grădină după ploaie. Totul este ud și proaspăt. În zona asta am plantat flori de o vară, dar sunt și flori perene. Jos am lână și scânduri. Aici este un strat cu verdețuri. Am pus și vinete, care se va întări și va crește când scot salata și spanacul. Aici am mangold, ridic, ceapă și bob. La margine este pătrunjel creț. Ce frumoase sunt! Aici salată, lobodă, mazăre, care se străduiește. Prima tură o ieșit, destul de rar. A ieșit o lobodă roșie, pe care nu i-am plantat-o. Am și mentă. Și aici am salată rătăcită, eu l-am pus. Și vinăta, care sper să crească frumos. Și asta este un strat verde. Aici am pus în toamnă salată valeriană, care a făcut sămințe, a crescut enorm de mare. Ceapă, pătrunjel creț, gălbenele apar aici colo. Voi mai planta busuioc când scot salata măruntă. Un strat Google Culture, care are roșii, ardei și țelină. Un strat cu flori pentru albine. În partea din spate este dominantă o floare care nu știu care e și în față sunt gălbenele. Căpșuni. Am o tătăneasă uriașă pe care o las, nu o scot. În partea dreaptă sunt flori. În ghivece am iriș. Aici iar sunt mai multe straturi de plante perene și tufe ornamentale. Aici este un strat de compost pe care l-am făcut vara trecută din diferite plante, urzică, iarbă, care s-o copt, s-o făcut, s-o compostat pe anul acesta și am plantat roșii, ardei, țelină, la margine ceapă. Un strat de Google Culture mai subțire este mulcit cu tocătură de crengi, am în el roșii, ardei, țelină. Un alt strat înălțat conține câteva crengi de dedesubt, tocătură de crengi, iarbă,
S-a compostat bine până în primăvară, am pus bob în el, dar nu a crescut. Voi pune castravete răsad. Între straturi am iarbă sau lână, ca și mulci, o apărât și trifoiu, de care eu mă bucur. În acest strat, în toamnă, am pus morcovi, spanac și pătrunjel. Spanacul a crescut foarte frumos. Când scot spanacul, voi vedea ce pune în locul lui. În acest strat am pus mai multe tipuri de flori, dar nu prea vor să pornească, flori pentru albine. Un strat cu morcovi și usturoi, cu câteva salate și lobode rătăcite. Un strat mulcit cu tocătură de crengi, roșii și ardei. În acest strat am pus morcov colorat și usturoi, să vedem cum iese. În acest strat am pus mac și ceapă, ceapa crește frumos, macul nu prea a ieșit. Ce a ieșit este foarte frumos. În loc de mac am pus roșii, roșiile se simt foarte bine. Este singurul strat care va rămâne liber, pământul, fără mulcit. Sunt curioasă cum se comportă acest strat. În spate, tocătura de crengi ce am cumpărat și lateral sunt două grămezi de compost, unul cu frunza de nucă de anul trecut și unul făcut acum. Conține plante verzi, zați de cafea, tocătură de crengi și am pus un sac de bălegar de găină, găinat. Zona asta are multe buruieni pentru că un vecin mi-a promis bălegar de cal cu paie, trebuia să fie zona acoperită. Probabil voi scoate buruienile și voi planta varză, gulie în el. Aici vor veni răsaduri de dovlecei. În spate este cucuruz, tot vor veni dovlecei și fasole cățărătoare. În spate cartofi mulciți cu paie. Aici am pus semințe de zucchini, nu au ieșit toate. Cucuruzul este un soi cu bob negru și roșu, nu cresc așa mari, dar sunt colorate. Aici am gulie roșie de vară, sunt mulciți cu buruiana scoasă. Aici sunt câteva straturi de fasole pitică, voi avea și surpriză, deoarece semințele o parte sunt primite și nu puteau să-mi zică dacă sunt cățărătoare sau pitici. O să am bătaie de cap dacă sunt cățărătoare, să le fac în stativ. Două straturi cu cele trei surori, cucuruzul, dovleacul și fasolea cățărătoare. Dovleacul era semănat, a ieșit frumos. Aici va fi dovleac ornamental. Aici am o fasole mai ciudată cu frunze mici. Am pus și roșii între ele. Doresc să variez straturile, să nu fie monocultură. Un alt strat mulcit cu paie, la margine am ceapă. Între roșii de diferite feluri și ardei. Un alt strat cu roșii și ceapă. Aici sunt două straturi, un semicerc, care conțin multe tipuri de dalii colorate, cam 20 de tipuri, 3-5 de flori. Pe cărare carton voi pune lână dacă primesc, dalile cresc frumos.
Aici e zona care este lăsată cu buruieni, va fi zonă de lucru, deoarece vom începe construcția. Zona cu multe gladiole, tot așa mulcit cu paie. Strugurei albi și roșii. Eu le-am pus crenguțele la înrădăcinat. Un prun plantat anul acesta se chinuie, dar o înverzit. Un strat mai mic cu iriș și alte flori, vreo 7 tipuri ar trebui să fie, o înflorit un galben și un alb cu albastru. Aici am crin replantat dintr-o altă grădină și asteri, aster înalt și aster pitic. Au culoare mov. Un cartof rătăcit, deoarece acum 2 ani pe acest teren au fost plantați doar cartofi. Ceapă decorativă, sper la anul să crească mai mare. Strat cu mazăre verde în două rânduri. Nu știu ce tip de mazăre este, deoarece am cumpărat semințe pentru germinat, de consumat germenii de mazăre. Sunt foarte curioasă cât de mari vor fi păstăii și cât de gustoși. Între straturi, poteca este mulcită cu lână și carton. În spate am un melegar, un strat înălțat. Am și buburuză. Lângă el sunt afidele, dar nu mă deranjează. În stratul ăsta am pus diferite flori care cresc frumos, vor fi puse în grădină. Am varză, conopidă, varză de Bruxelles, varză creață, mai am și praz, când vor ieși răsadurile de varză, mai las un pic să se întărească și le pun în grădină. Morcov timpuriu, ce va rămâne aici. Creasa nopții colorate, tot ajung în grădină. Aici o varză pak choi care înflorește. Este vizitat de afide și purici. 3 tipuri de morcovi am pus. Morcov timpuriu, morcov alb și morcov colorat vor rămâne în strat. O parte din răsadurile de varză, broccoli și gulie am pus deja în grădină. În strat rămân doar morcovii, roșii, salată și voi mai semăna salată și pak choi. Am și varză cale, frunze de culoare albastră mov. Un soi de roșii sherry pitic galben. Asta este grădina mea.